Salutare! Noi suntem Dodi și în acest episod vom discuta despre capitolul 5 din cartea lui Ludwig von Mises, Gânduri pentru cei de azi și cei de mâine, numit Investițiile străine. Înainte însă de investițiile străine, o să vă rugăm voi străinilor să investiți în noi cu un like, ca să se ducă video în algoritmul lui YouTube. Dacă vreți să mai primiți și redevențe, faceți un subscribe și apăsați pe clopoțel, că altfel n-ajung până la voi informații despre când mai punem un video sau altceva. De asemenea, jos în descriere o să găsiți de unde vă puteți lua cartea gratis pe net, de asemenea unde puteți să o și cumpărați, poate vreți să o faceți cadou cuiva, cine știe. Tot jos în descriere găsiți trimiteri către locuri în care mai puteți descoperi alte prezențe de ale noastre pe net, gen Instagram, Twitter, blogul. Și dacă sunteți cu adevărat atenți, o să descoperiți și două link-uri de Patreon și de Crypto, dacă vreți să susțineți cumva financiar eforturile noastre de aici. Și acum înapoi la ceea ce este chiar important de transmis în acest episod, și anume cursul făcut de Ludwig von Mises în Argentina. Și în acest capitol el începe prin a discuta despre capital și importanța lui în dezvoltarea unei economii. După aceea trece la investițiile străine și cum un capital ajunge dintr-o țară într-alta. Ceea ce mi s-a părut chiar important era faptul că noțiunea asta de aversiune față de capitalul străin investit într-o țară este o chestie relativ recentă. Probabil din cauza faptului că statele se vedeau în trecute sau capitalul străin era mult mai simpatizat față de statul gazdă al societății respective, și mă gândesc că ce? Contează foarte mult capitalul investit pe om. Asta e ideea crucială la Mises. Că e din casă sau că e din afară, vedem imediat. Da, eu aș spune că, uite, dacă completăm cumva și cu ultimul capitol, dacă vreți vă uitați și la episodul de săptămâna viitoare, aș spune că are foarte mare importanță și momentul istoric la care s-au întâmplat lucrurile astea. Adică, tu, Gabi, ai zis că inițial capitalul străin nu era neapărat văzut ca fiind ceva rău. De acord. Dar trebuie să percepem și schimbările care s-au petrecut la nivel politic, istoric, până când a devenit capitalul străin ceva rău sau ceva care să fie, la care lumea să tânjească, cumva să legitimeze apropierea lui și așa mai departe. Adică la momentul la care el povestește de faptul că în Marea Britanie a apărut protocapitalismul ăla de care am discutat în alte capitole, și după aia acest lucru a permis acumularea de capital, pentru că dintr-o dată s-a făcut mai mult și Marea Britanie a început să acumuleze capital, da? După care Marea Britanie a început, asta e toată ideea, a început să investească din, mă rog, Marea Britanie, impropriu spus, sunt oamenii de afaceri din Marea Britanie, au început să investească capitalul lor în alte țări. Și asta este pentru acele alte țări, ăla i-a reprezentat un capital străin, dar contează foarte mult și regimul care era în acele alte țări. Că cumva regimul ăsta populist care a permis, sau de fapt nu e chiar populist, de-a dreptul e un socialism mai orientat așa spre afinitățile gloatei, care a permis, hai să luăm, pune mâna pe el și luăm, naționalizăm. Asta poate să apară doar într-un anumit context ideologic. În contextul în care tu erai regele și a venit pe cuvântul tău
ți-ai dat cuvântul că mă lași să fac treabă la tine în țară și o grada ta și așa, e mai greu să zici, da, nu, mi-au cuvânt, cal cuvântul înapoi. La mine mi se pare că, de fapt, dacă înainte regele nu era obligat să ofere locuri de muncă, să zicem, locuitorilor acelui regat, în zilele noastre, de la stat se așteaptă acest lucru. Este un fel de concurență între capitalul străin care vine aici și creează locuri de muncă, oferă prosperitate și mai departe. Și statele astea moderne. Și astfel este un fel de concurență între cele două, știi? Mi se pare că de asta este motivul pentru care statele doresc să... să creeze această impresie că capitalul străin exploatează, noi oferim locuri de muncă adevărate și... gândindu-ne la bunăstarea locuitorilor. Să merg pe anumite industrie. Uite, distruși, nu știu, agricultura. Știi, aminte aia ne-au distrus, supermarketurile ne-au distrus agricultura. Părerea lui Mises e că e bine că vin. Așa crește standardul de viață. El zice că o politică cum e asta protecționistă nu îți crește capitalul, doar ți-e redistribuie. Bași mai mulți. Ai un miliard, să zicem, în România. Bagă mai mult în agricultură decât dacă ar fi băgat în textile sau în alte sectoare. În timp ce capitalul ăla străin e altceva. Avea un miliard și mai vine un alt miliard. Ori asta îți crește standardul de viață aici. Și ar zice că scade... Ar zice că ți-l crește instant și peste noapte aproape. Da, la un ritm mult mai rapid, adică e practic... Crește cererea de muncă. Ce e capital? Că nu unor pare așa... Capital înseamnă... Nu, dar pentru austrieci înseamnă unelte, tehnologie. De exemplu, uite, Foster care doarme pe calorifer nu e un bun de capital. Chiar participă la producția acestei emisiuni, e natura, ține de resursele naturale. Nu e bun de capital. Un laptop e mai degrabă un bun de capital. Deci, unealtă, sunt trei mari factori de producție. Nu, muncă, pământ și capital. Pământ stă pentru resurse naturale, capital înseamnă unelte, tot felul de unelte, de la sapă la laptop și muncă. Factorul muncă. Și na, teza lui Mises e că sunt bune investițiile străine. Acum percepția mea, dacă ne gândim la România, e că s-a cam sucit, s-a cam alterat percepția asta. Dacă imediat după Revoluție sau în anii 2000 erau văzute ca fiind foarte bune investițiile străine, toți susțineau. Asta mi se pare că acum parcă nu mai e același entuziasm, bai și chiar și ostilitate. Și nu neapărat. Sau în primul de la aur sau... Și alții, dar oricum nu mai același entuziasm, asta e percepția mea. Motivul cel mai des invocat mi se pare că este cel la faptul că pe o dată exploatează pe lucrătorii români și a doua oară este că își mută profiturile și nu-și plătesc fair share din profitul, știi, își mută profiturile în țările din... Da, și că îți distruge industria. Nu, îmi pare rău. Deci, dacă, ok, hai să luăm pe astea trei, da? Exploatează muncitori români. Mai mult decât agenția de șomaj? Nu știu dacă exploatează. Nu-și plătesc fair share-ul. Taxarea e furt, bă. Așa. Care era ailaltă? Își distruge industria? Cum distruge industria? Adică, uite, hai să luăm... Face prețuri de dumping. Hai să luăm Renault. Da? Renault a distrus industria automobilistică din România sau a ținut-o în viață? Nu știu. Întreb. Da. Nu știm ce ar fi putut să fie. Da, înainte aveam 7 tractoare. Poți aduce un argument de ăsta. Da, fără Renault poate aveam... Da. Nu aveam... 7 tipuri de... N-aveam o amărâtă de Dacia, ci aveam 7 Dacia. Da, așa e cum aveam... Una în Dâmbovița, una în... Una în Dâmbovița, una în Olt, una în Argeș și vreo 3 în Marea Neagră. Da, uite, dacă mă gândesc bine, Aro a rămas tot timpul în proprietatea statului român. Cred că am reușit să învingem concurența străină cu ajutorul acestei fabrici. Da, este chiar pe fundul butoiului cu apă, adică nu e, a reușit să nece
într-un butoi cu apă, Aro, nu? Uite, era un de-asta african, nu știu dacă economist sau lider politic, și spunea există ceva mai rău decât să ne exploateze. Să nu ne exploateze, să nu vină capital străin. Simite că prin, cum ai zis tu, Costel, în anii 2000, aproape în fiecare an se discuta pe micile ecrane investițiile străine direct. Era un indicator cu care se lăuda mai toate guvernele. Uitați? Dar acum nu mai e. Ultimul timp. Păi nu, că l-au înlocuit cu absorpția de fonduri europene. E și alea sunt investiții străine. Corect. Da, sunt indirecte. Mi se pare că foarte mulți oameni zic că îi chinuie capitalul străin din cauza că, cum ați enumerat și voi, ați instanțiat că fac lucruri incorrecte. Și te gândești, păi, cum le fac? Le fac cu forța? Le fac de mână cu statul? Sau le fac că sunt contractele scrise prost? Și toată soluția oamenilor este, păi, s-ar putea să fure și statul, dar lasă că la peste 4 ani o să alegem alții care o să pună lucrurile la punct, că noi nu vrem să ne batem capul să învățăm cum să fac contractele. Furtul ar fi că nu îi jefuiește pe ea, că trebuie, ăla e furtul, nu e furtul ăla libertarian în sensul că taxele sunt furt. Auzi, apropo de furt, vorbeam de curând cu un tânăr, că deja îmi permit să zic lucrul ăsta, și zicea, domne, el era supărat pe Iohannis, da, mă rog, și zicea că se plimbă cu avioanele, ceva, ăștia fură mult, dar zice, mă, da, măcar să și facă. Și m-am gândit să nu-i fac capul calendar cu... Că a zis, te-ai uitat la recorder. Vreau să zic, uite-te tu la Andodi, dar mă rog, nu i-am zis, l-am lăsat în față. Și zic, doamne, e adevărat că îți vine să ai înclinația asta, să te gândești, mă, poți să-ți iei așa un comisiu. Hai să zicem că acceptăm așa ceva omenește. Să zicem că ții un comision. Zic, da, când zici a furat, dar a și făcut, ar trebui să avem măcar propus în capul nostru așa un fel de procente. Cam câte procente să facă, cam câte procente e acceptabil să fure. Pentru că acum e cam 80 să fură și 20 să fac. Bineînțeles că după aia i-am zis, zic, bine, dar vezi că și dacă s-apucă să facă, toate sunt făcute de structura asta de oameni care ei doar își fac slujba. Și... vezi că se împiedică de un gândăcel, nu s-a pus nisipul. Mă rog, că eram pe șosea și... O problemă e și dacă oamenii rămân consecvenți cu asta. De exemplu, uite, un votant userist ar spune de Voiculescu, a furat, dar a și făcut, sau... sau mai degrabă a respinge. Not to name names. Că era... era natural în contextul ăla, știi, politic de pandemie și nu știu ce. Ce făceai? Ne-a salvat din... toată lumea ghearele, ne-a scos din ghearele morții, știi, deci... N-a fost corupt. Păi oare? Adică de fapt tocmai asta este miza, nu? A actualei investigații. Descopere dacă a fost corupt sau nu și suspiciunea da. Este că a fost o corupție. Da, dar e noțiunea asta. Uite, discutam cu Gabi de abuz în serviciu. Care asta e că n-a fost. Acum și eu extind. Abuzul în serviciu e de fapt o corupție, știi? Pentru că ei n-au... Voicru să nu i-a profitat, știi, că n-a luat nimic în diamantă. Are greșeală. Acum nu are cu capitalul ce, cu ce, care ce, să-și plătească apărare. Să explici este că o să se ducă la pușcărie sărac. Păi ce l-a abuzit, trebuie neapărat să te prindă, nu? Abuzul e super interpretabil. Am auzit argumentul ăsta. Păi ce drag ne-a profitat de că le-a angajat pe alea două? N-a vrut USR-ul să, Doamne ferește, să nu se dezincrimineze abuzul în serviciu? Da, parcă nu țin minte, au ieșit în stradă să nu se dezincrimineze. Deci, că se punea vorba că dezincriminează Dragnea ca să scape PSD-ul. Da? Și au ieșit în stradă să rămână incriminat. Ups! Deci părerea mea cu abuzul în serviciu e următoarea. Încearcă... Mulți oameni încearcă să găsească un fel de dreptate sau bine și rău o bandă de tâlhari. Și abuzul în serviciu este ca și te duce la mafios și ai zice, domne, dacă lovim doar peste degete e ok, dacă dai și la genunchi e abuz. Deci, uite, Alibaba și cei 40 de hoți, să zicem că ei
fac niște reguli, știi, de redistribuție, care unora li se pot părea nedrepte, știi, sau Alibaba își trage mai mult din... Da. Ar fi un abuz în serviciu, știi, deci... Ce idee acolo din guvern, fură bani, și pe aia cheltuie cum vor ei, da? În momentul în care unora nu le place cum au cheltuit banii, prea mult în partea aia, prea puțin. Asta fac tot timpul, deci... Fiecare zi, 35 zile pe an, asta fac. E o chestie subiectivă, o poți redefini, știi, de la atâtea doze, abuz, peste atât, nu? Deci, era, e o replică foarte bună în cartea lui Ayn Rand, Revolta lui Atlas, tradus în România, Atlas Shrugged, în care vine un domn de la guvern care se explice, îi explică unui afacerist cum merg lucrurile. Și îi spune, domnule Reardon, e ceva ce mi se pare că nu înțelegeți. Scopul legilor nu este să creeze ordine și legalitate. Scopul legilor este să creeze nelegiuiți. Așa și cu abuz în servicii. E o unealtă care nu poate fi aplicată în mod absolut, ci doar discreționar și arbitrar. Pentru a mânui puterea în direcția în care ne dorim să o mânuim. Mă rog, obiecția... Și toate, aproape toate legile, scuze două secunde, Costel, aproape toate legile sunt așa. Adică cu excepția să nu fur, să nu ucizi și să nu... Ceea ce poate fi redus la principiul non-agresiunii, restul legilor de asta sunt făcute. E un dezacord între libertarieni și ceilalți privire la ce numim fur, știi, că așa la Alibaba și cei 40 de hoți, un libertarian nu recunoaște legitimitatea. Proprietatea nefiind legitimă nu-ți generează reguli legitime. Cum s-au împărțit ei, e irrelevant, știi? Soluția e să dea banii înapoi, aia e. Deci alea nu sunt reguli drepte, știi? Deci nu... Da, da, gândește că aproape toată societatea românească la ora actuală e prinsă în a găsi, domne, exact unde e limita aia, de unde începe abuzul în serviciu, știi? Adică... Rămână cu ce am zis eu, că să vedem de unde, până unde e acceptabil furtul. Da, dar da, nu doar, doar societatea românească. Cât de udă e apa, orice știi? Societate, deci... furtul e că și-a tras ăla, și-a luat mai mult Dragnea, și-a luat nu știu insulă, știi? Ăla e furt. Furtul nu e taxarea pentru, ca la libertarieni, știi? Furtul e în sine taxarea, cum distribuie prada lui, irrelevant, știi? O problemă asta e, știi? Uite, ne luptăm cu mentalitatea asta. Că în asta, în Spania, nu se fură că au făcut aia, nu știu, nazile bătrâni și... Pentru libertarian, nu, tot furt e, știi? Chiar dacă face... Ești mai bune, să zic. Da. Nu și-a drag, nu știu. Da, gândește că pot să zic că s-au făcut, uitați, 875 de azile de bătrâni. De fapt, avem doar 200. De ce n-au numărat bătrâni înainte? De ce? Da, exact. Am pus în serviciu. Vine AIO acum și rezolvă tot. Da. Nu vă mai faceți griji. Nu, dar conflictul ăsta fundamental apare și când polemizezi pe net, pe Twitter, știi, când zici... Taxarea este fur și ăla zice că păi cum faci drumurile? Uite, nu e asta discuția. Discuția e dacă e fur sau nu, știi? Așa când vezi că un host la drumul mare a furat niște bani, nu spui întrebarea. Păi stai că poate investește în drumul, știi? Poate sparge banii aia, devine acționar la o firmă de drumul. Nu spui problema asta. Problema e fur, de ce e fur? Păi aici a însușit proprietatea cuiva fără consimțământ, știi? Atât. Pe ce sparge la bani e irrelevant, știi? Oricând discuți cu etatiști, adică cu majoritatea oamenilor, apare obiecția, păi și cum faci drum? Nu le dracu că nu e asta discuția, știi cum ne face. Întrebarea e dacă drumurile actuale de stat sunt finanțate prin fur și răspunsul libertarian e că da. Bine, dar noi am mai vorbit chestia asta. Oamenii îți răspund cu lucruri aparent nelegate din cauza că pentru ei sunt legate lucrurile alea. Foarte mulți oameni trăiesc cu disonanțe, de fapt. Pe de o parte zic un lucru e rău, noi văzând același lucru din aceeași categorie, ăla zice, păi nu, ăla e bun. De exemplu, uite, investițiile în cutare, dar investițiile în alt cutare nu sunt bune. Mă rog, ideea este că pentru ei sunt legate lucrurile astea. De-aia îți răspunde cu nouă, ni se pare, păi de ce vii cu asta? El are 7 probleme care sunt legate în cap și nu se uită în afara legăturilor ăsta. De asta zic că e o disonanță. Interpretează greșit o situație. Cum spunea, uite, dacă ne aducem aminte la Hummer, când Hummer a zis, nu, astea sunt niște povești. Consideră
adevărat ceea ce nu e adevărat, că am semnat un contract. Nu, n-am semnat niciun contract. De ce să consideri asta adevărat când e clar că nu e adevărat? Știi? La fel și cu taxarea și cu nu știu ce, știi? Revenind acum la capitol, de ce sunt importante totuși investițiile străine? Adică care e scopul lor? Mi se aduce aici în discuție capitalul. Dom'le, e nevoie de capital și ne spune și de ce. Deoarece acest capital aduce prosperitate în societatea respectivă. Dacă înainte crea, să zicem, om făcea două cizme pe zi din cauza că avea doar unelte simple, în momentul când a venit unul cu capital și a făcut o fabrică, același om angajat la acea fabrică face 1000 de bani de perechi de cizme. Și astfel, poate cizmele sunt mai ieftine, mai multă lume din societatea respectivă poartă cizme și se aduce apare prosperitatea. Auzi, nu știu cât de corectă e chestia asta, dar am avut noi la cafenea o discuție de genul ăsta în care ai putea să ai injecții de capital străin și așa asta să-ți producă inflație în țară. M-am tot gândit în jurul capitolului și m-am gândit, da, așa e. Pentru că ce se întâmplă cu injecția de capital străin? Străinul nu vine și injectează bani chiori așa, să stea banii în țară. Nu se adaugă, că n-au de ce să se adauge, nu-s ca banii printați de bancă. Ai putea să zici că sunt veniți de afară, ai putea să zici că sunt veniți de afară și banii, și banii printați. Sunt luați credit, se cumpără tractoare și banii injectați de afară tot așa, se cumpără tractoare, nu știu ce. Totuși mi se pare că investiția e făcută cu cap. Dacă. Ținta de obicei e să faci cu o investiție să nu pierzi. Ideea... nu e ca printarea de bani care hai că vii dăm gratis. În partea asta de investiții străine, da, sunt două lucruri care sunt luate în calcul. Aici Mises vorbește mai mult despre al doilea lucru, nu despre ce ai spus tu. Atunci când Mises zice că ai vorba de investiție străină, nu numai capitalul respectiv nu doar imobilizează niște asset-uri care ar putea fi produse în interiorul țării, ci de obicei aduc și tehnologie cu el din altă parte, tehnologie care nu e existentă în țara respectivă. Dacă vine cineva dintr-o dată îți dă o comandă de 50 de tractoare la tractorul Brașov, da, ok, din punctul ăla de vedere poți să spui că e un influx de bani în industria, mă rog, în economia românească care o să plece din tractorul Brașov, dar ăla e, cum să spun, nu prea poți să-l asimilezi unei inflații, pentru că, în primul rând, în marea masă, scuză-mă, nu schemă? Mi-e masă, în marea schemă? Schemă, în, dacă iei per total cantitatea de bani din economie, cât vine și bagă ăsta, e un nimic. E, deci la nivelul cel mare al economiei, e un zero barat. Da, ok. Cumpăra 500 de tractoare. Wow, ok. Și cât o să fie inflat? Cât reprezintă inflația asta în masa monetară? 0,000000 și o să mai vedem cât. No, plus că asta, să zicem, toate celelalte rămânând cumva la fel, să zicem că îți face niște inflație. Numai că nu rămâne ca banii printați, ci ăștia sunt niște bani investiți care după aia trebuie și să acopere investiția. Deci o să fie și trași înapoi prin dividende, tralala. Da, că altfel ar fi doar consum. Deci e așa un fel de creștere, se întâmplă ceva și după aia o scădere. Și la un moment dat o să plece, da. Când inflația făcută, stă, rămâne acolo. Da, ideea că pentru investițiile străine de obicei, despre ce vorba? E vorba de investiție care aduce cu sine tehnologie gata generată de afară. Practic el bagă bani, dar banii ies înapoi din țară ca să cumpere alte chestii. Renault când a venit la Dacia, da? A schimbat liniile de producție, a cumpărat roboți din Franța probabil
care să asambleze daciile noi, ca să nu se mai facă de mână cu Dorel de Șcurșu, Belința și cu Ciocanu. Și pare că s-au pierdut slujbe. Și eu cred că nu s-au pierdut slujbe din cauza că au făcut mai multe mașini, mai multe treabă și cred că le-au trebuit mai mulți oameni. Da, asta rămâne de văzut, știi. Nu, e ca la consum. Știi, zici nu mai consumați așa mult din punctul ăsta, curent, luați-vă pe LED-uri. Și după aia toată lumea zice LED-ul e ieftin și lasă să meargă. Din punctul ăsta de vedere e ca gluma aia pe care ai făcut-o tu. Îmi povesteai ce a zis Milton Friedman, nu știu, care era în China. Cu, da, că dacă vrei să le dai la oameni slujbe, păi pune-i să sape un șanț de colo-colo și în loc să le dai Lopez, dă-le linguriță, să vezi cât trebuie să angajezi. Uite, Mises vorbește de capital, deci nu se gândește că niște hârtii, că vin niște vagoane cu hârtii. El asta are în vedere, capital, adică bunuri de capital, tehnologie, unelte, da. Știi? Banii aia sunt sănătoși de acolo, sunt corelați, că așa e printre noi, dacă e să ne aflăm întreabă. Deci el vorbește explicit de capital. Da. Capital, ea vin, asta sugera și Vali, vin cu tehnologie. Dar este posibil, totuși în teorie, lucruri care s-a dovedit și în practică, dar aduc acum imediat un exemplu, ca o injecție de capital într-o economie foarte slab dezvoltată să creeze inflație în anumite sectoare. Dacă e doar foarte slab dezvoltată. Aș aduce aici exemplul Mongoliei. Au venit companii miniere, de pe acolo multe metale rare, cărbune și alte chestii, și au venit companii de minerit din afară, au adus pe lângă injecții de capital, au adus și ingineri calificați, că nu găsesc acolo suficienți. Și prețurile la apartamente și la multe alte lucruri în capital, la ambator, crescuseră de 3-4 ori. Deci era inflație chiar și în sensul mainstream? Chiar și în sensul mainstream, de creștere generalizată a prețului. A crescut prețul la apartamente, drumul taberei, inflație? Nu. Crescuse acolo local, dar și prețul la celelalte, deci la struguri, la cam la toate crescuseră. Dar datorită faptului că erau și puține populație. Deci când au venit ăia, aveau bani, cumpărau orice. Gândește că aici... Poate au crescut și salariile, că așa și strugurii poate sunt mai scumpi în Elveția decât în România. Dar au crescut, salarii, da, și salarii, dar tot e inflație. Gândește că, uite... Au adus și bani. Deci că au adus și bani. Asta e ideea, că dacă, de exemplu, tu aduci tu aduci bani într-o țară și precondiția pe care a spus-o și Gabi la început și am fost foarte atent să văd că să o spună, e asta că economia aia în starea pre-introducerii capitalului trebuie să fie foarte săracă. Deci dacă îți imaginezi că ai o economie care totalul de schimburi de bunuri și servicii e ceva de genul 50 de milioane de dolari anual și tu vii și bagi 2 milioane jumate într-un an, ai făcut inflație. Adică se întâmplă. Deci poți să bagi 1 miliard într-un an. Ok, dar eu vorbesc și la numărul ăsta, se va vedea. Dar să o luăm așa, eu vreau să merg mai departe cu experimentul ăsta. Eu știu că Rothbard s-a ocupat mult de treaba asta, mai ales în exporturile și importurile dintre țări. Deci că dolarul sau toți banii din lume sunt cu etalon de aur și sunt cât de cât relativ fix, nu există inflație. Avem un caz de tipul ăsta, toată lumea, toate companiile miniere și toată lumea care vrea să facă bani se duce în Mongolia. Bagă capital, bagă bani, iar dacă acolo, în zona respectivă, se creează inflație în momentul respectiv, că toată lumea se duce acolo, acest capital și acești bani sunt luați din altă parte. Astfel încât... Crește dincolo. Da, deci... Cade într-o parte, crește. Cade într-o parte și se duce. Și e inflație? Vreau să... Doar în țara respectivă e inflație, știi? Monopol minițional, știi? Da.
care după aceea, după ce s-a dezvoltat și nici măcar nu este chestie permanentă, e doar o chestie temporară. După ce se aduce și Mongolia la un nivel de dezvoltare destul de mare, nu mai este rata de profit așa mai și capitalul pleacă în alte părți. Asta vreau să menționez. Că poți să creezi, să zicem, o inflație, dar o chestie de timp, nu este inflație de tip mărirea masei monetare sau... Doar acolo vrei să ziceți. Da, doar... Da, și temporar. O chestie temporară... Păi și ai zice că e creșterea masei monetare acolo în Mongolia, nu? Local? Local, da, pentru că... Minizonală. Zicem, e... Tranzitiv, da. Și tu, toată lumea află că acolo, dacă bați $10, în 3 luni te întorci cu 1000. Deci la nivelul lumii nu e inflație. Da? La nivelul lumii nu e. Nu. Se duce toată lumea acolo, bagă câte $10 acolo, nu mai cumpără nimeni mere și pâine de aici, din București, toată lumea se duce acolo. Asta era problema, dacă o poți numi inflație. Mă rog. A, tu zici că decupești și merge. Inflația depinde este... Depinde la ce te uiți, da. O chestie, de exemplu, zic eu, la o societate, la un stat. Da, domne. În Mongolia, în momentul 5 ani, 10 ani, cât durează investiții respective, este inflație, da. Bun, aș vrea să mă leg de ceva ce a apărut aici în discuție și anume asta cu, de fapt, care este motivația? De ce apar investițiile străine? Adică, ok, Mises ne povestește că investițiile străine sunt bune, e clar că ele sunt bune pentru că generează un boost de standard de viață care altfel, nu, care altfel s-ar realiza... În timp, că asta am și spus, e un boost. Nu e neapărat necesar ca acesta să nu poată să fie realizat prin forțe proprii de către statul respectiv, doar că îl facem astăzi în loc să-l facem în 50 de ani. Dar întrebarea este de ce apar? Ele apar pentru că acolo unde s-au produs deja acumulări de capital, oportunitățile pentru investiții, ce înseamnă investiție? Care este scopul pentru care faci o investiție? Scopul e ca să bagi un leu, să scoți mai mult de un leu de acolo. Mai mult, dacă o investiție este bună, dacă tu bagi un leu și la finalul unei perioade de X ani, scoți mai mult decât ai fi scos dacă lăsai bani în bancă. Un ateneu. E chiar așa. Deci, de ce dacă lăsai bani în bancă? Și ce se întâmplă dacă lăsai bani în bancă? Te ocupa banca să facă, să-ți caute investitori pentru banii tăi. Da? Dar investiția presupunem că faci tu. Ok, bun. Și atunci, hai să ne imaginăm că într-o... Deci, pe măsură ce economia crește și se dezvoltă, scad oportunitățile pentru investiții foarte benefice. Adică, să zicem, dacă economia nu e foarte dezvoltată, poți să bagi un leu să scoți 5, da? Dacă economia cu cât e mai dezvoltată, cu atât te apropii mai mult de randamentul unei dobânzi de depozit, pur și simplu. Deci bagi un leu, scoți un leu și 5 bani sau cât. Dar vale, nu asta e problema, că nu câștigă ăia. Percepția populară e că ne nenorocesc, ne exploatează. Nu vorbim de percepția populară. Să zic că, uite, tu faci chestia asta în țară și te duci într-o... De ce te duci în altă parte? Eu vorbesc de ce există motivația pentru capitaliști să meargă în altă parte. Pentru că în altă parte, unde sunt economii mai puțin dezvoltate, e loc de mai mult profit. Mai multă creștere. Da, mai multă creștere. E, și aici vine votantul clasic al lui Aur, care nu prea înțelege cum stau lucrurile astea, zice, păi da, făceam și noi. Făceam și noi și așa era 5 lei a noștri, nu era 5 lei a lui. Da, dar tu n-aveai leu ăla să-l bagi. Asta e asta toată ideea. Asta e greu de înțeles, zicea cineva, nu că aveam și noi ven. Păi dacă ea vede, de ce nu concurăza cu Carrefour? De ce nu sunt acolo, da? Ia și gonește hipermarketul ăsta dacă tu ai bani. Și realitatea e că nu i-aveai. Și lasă că-i gonește, dar fă-i concurență. Trebuie să fii realist, să admiți că n-ai banii Carrefour, știi, deci nu... A. Industriile după care plâng toți nostalgicii comunismului, industria grea a României, după care plâng toți nostalgicii comunismului, am o știre pentru voi. Ele n-au murit când le-a dat la fier vechi. Ele erau moarte din 1980. Dar au stat în picioare pe datorie pentru că Ceaușescu prefera să înfometeze o țară întreagă.
Mai sunt și acum care sunt moarte și întindu-te în viața artificială. Exact. Deci nu au venit străinii și v-au furat fabricile. Nu. Ceaușescu ăla tot puternicul le-a construit prost, da? Nu le-a întreținut, a folosit tehnologie veche, da, irelevant, capital, să-i spunem, perimat din punct de vedere tehnologic, da? Și ele ar fi trebuit să se reorganizeze, dar situația geopolitică nivelul comunism nu-i permitea accesul la tehnologie, da? Că, na, asta e, comunismul nu generează sărăcie. Nu, cred că problema că nu urmăreau profitul. Asta că era așa. Păi nu, da, aia e cauza primă, dacă vrei, știi. Că oamenii zic că, păi, uite, tarom, ce ai nevoie să zbori și zici o chestie, știi, care e, păi, ok, ai nevoie să zbori, dar nu în formatul ăla, știi, ceaușist. Ai nevoie să faci transportul în agricultură, dar nu în formatul... Apropo de, uite, apropo de tarom, da, România făcea avioane. Da? România a făcut avioane. Cum? Cum a făcut și Dacia? Adică a luat designul de la capitaliști, deci a luat tehnologia, designul dintr-o țară capitalistă și anume de la engleși, da? Și noi construiam în 89-90 avioane după designul englezilor din 1966. Păi ok, aia era ce puteam, da? Dintr-o dată ce să vezi, în 91 s-au pus, s-au introdus, sau 92, nu mai știu exact, s-au introdus niște cote de zgomot pentru avioane, pentru aeroporturi în aproape toată Europa și avioanele făcute de români nu mai puteau să mai zboare decât în Africa undeva. Da, dar ce vina globaliștilor? Nu, poate s-au plâns localnicii de externalități negative. Da, da, știi care e treaba? Vina sau nu a globaliștilor, cumva în Europa au rămas avioane. Adică tehnologie post 66, aia putea să zboare fără că nu făcea la fel de mult zgomot. Există nostalgia asta. Uite și la Simion, cred că a avut ceva recent. A făcut ce a făcut Ceaușescu, da, cu nu știu ce. Incredibil, incredibil. Da, da. Auziți, deci de ce a ținut el toată prelegerea asta în Argentina pentru studenți expuși numai la socialisme? Ca să îi educe cândva împotriva formelor ăstora de protecționism, în care e foarte în regulă să vină oameni să investească. Nu închideți, nu, cum s-a vorbit până acum, nu, noi facem noi, prin noi, pentru noi, despre noi. Da, uite, cel mai bun este exemplu căl de... Nero ăla, nu? Mm-hmm. India. Mi se dă ca exemplu aici în capitol. Un ministru, un parlamentar din India... Nu, prim-ministru. Era prim-ministru. Capo, nu era... Capo de tuti capi. Ne acord cu investițiile străine. Mulțumim frumos că veniți. Chiar vă invităm. S-ar putea să nu-i luăm mai devreme de 10. Da. La 10 ani să știți că nu o să vă deranjăm deloc. 10 o cifră aceea... e un simbol, știi? Da. Mi se zice, da, dacă ai invitații de-astea... Da, asta era o cerință pe care a ținut să o precizeze că contează, să ai o stabilitate și în monedă, să n-ai inflație și o stabilitate din asta de reglementări în care să nu ți se fure, să nu se naționalizeze lucrurile, să știi că poți să investești și să ai, să poți te ții de planul pe care ți l-ai făcut. De-aia și la noi se mai plânge lumea că, vai, n-avem predictibilitate legislativă. Pare așa că e un deziderat din asta ezoteric, dar pentru asta este, ca cineva să, de exemplu, chiar și în glumă am zis noi la un moment dat, deci eu dacă îmi deschid o firmă, eu ar trebui să funcționez cu firma aia pe legile, că apropo de contract scris, ar trebui să scriu un contract cu statul, să zic ok, pe ce legi funcționez eu? Astea. Nu mi le schimb în timpul jocului. Noi lucrăm pe astea. Sau... Da. Sau mai renegociem peste câtă vreme? Negociem acum. El zice, nu, noi renegociem când vrea statul. Nu poți să semnezi ceva. Mi se pare că acum peste tot în lume este un climat advers investițiilor străine. Inclusiv în țările cât de cât capitaliste. Recent am citit despre
o decizie a unui stat american împotriva unei investiții chineze în teren agricol, din cauza că acea companie chineză avea, mă rog, bănuiau respectivii, avea conexiuni cu guvernul chinez, a zis, știi că asta aici, bănuiau pe adică, bună dreptate. Puteai să găsești un exemplu mai bun, că aici nu e, imaginează așa, ai o companie chinezească capabilă să facă investiții peste hotare. Că poate mai au și de-astea mai curate, nu prea? No. Clar e a serviciilor. E de la servicii. E total exemplu. De la servicii. Da, intenția lui Gabi era... era bună, da. Nu, puteai alege, da, altă. Deci trebuia să dovedească că banii a fost ilegitim sau ce? Da, asta e obiecția lui Vali, că... Corect. Da. Dacă ăla vrea să vândă companii respective chinezești, cu ce, cum te putea opune? Nu vrei, nu mă las să fac ce vreau cu proprietatea mea? A, într-un ancapism, da, așa poți să discuți, dar... Nu, din punctul de vedere al, așa cum un hoț n-are voie, știi, să plătească banii afurați, ăsta e argument. Ideea e că nu dovediseră exact că... Da, da, poate nu mai era nevoie. Auzi, într-o lume, ca să repetăm, reinstanție, într-o lume ancap, ai avea încercări de a-i convinge pe potențialii vânzători să nu vândă către niște ciudați, unul din argumente ar fi nu știi dacă nu cumva o să dovedească că banii aia au fost ilegitimi, o să ai niște complicații. Tu poți să ceri după aia restituție, dar nu cumva nu preferi să n-ai complicația asta? Eu zic că trebuie să te măsurezi. Asta unul și doi poți să zică că mă rog să-l convingă pe alte planuri, să zică, uite ce bine lucrăm noi împreună, nu știu ce, dar să-l convingă, nu să impun. O să-l încerc să-l convingă cu orice, gândește-te, think of the children, whatever. La unde cred că are dreptate Gabi, că într-adevăr există atmosfera asta. O gândește după conflictul ruso-ucrainian, spune că se va termina. Cine mai investește în Rusia? Când sau rușii onesti, să zicem, cum o să mai învețească ei în Europa? Când li s-au confiscat și când climatul ăsta este așa de împotriva lor. Prin firme. Cred că și confiscările astea au fost mai targetate. Nu cred că... Nu știu, om de afaceri obișnuit. S-a dus pe ăștia mai mici. Tot. Deci, dacă și dirijorul care era rus și nu a zis slava Ucraina suficient de tare, n-a mai avut voie să funcționeze în Europa. Bun, hai să revenim un pic la învățămintele capitolului. Ea zice așa că Mises spune că împotriva nu, hai să o luăm altfel. De ce crește standardul de viață? Am menționat așa oarecum întreagă, dar de ce crește standardul de viață? Pentru că crește capacitatea de producție. Crescând capacitatea de producție, apare dintr-o dată un surplus de marfă față de cât era legea cererii și ofertei. Îți spune că dacă ai mai multă ofertă față de cererea inițială, o să scadă prețul. Dacă scade prețul, ce-ți mai spune economia? Că îți apare cererea marginală care intră dintr-o dată în piață și practic mai multă lume o să înceapă să vrea acel produs, da? Dacă înainte era vorba, dacă înainte bașcheți de piele să cumpărau foarte scump, da, dintr-o dată bașcheții de piele îi cumpără oricine, da? Telefoanele mobile sau alte chestii, da, care le vezi în țări, să zicem așa numite aflate în dezvoltare, da, vezi că dintr-o dată apar tot felul de... Dar mie zis, nu cred că se referă atât la prețuri mici cât la salarii mari, nu? Crește... Ambele, o să crească salariile în sine, dar e adevărat, mie zis, face referire și la salarii, pentru că el exprimă salariile sau încearcă să-i lămurească pe studenții săi argentinieni că salariul în sine
poți să-l privești ca remunerație pentru muncă, dar poți să înțelegi de fapt că un salariu bun este egal cu productivitatea marginală pe care muncitorul o aduce în, practic în, în returul firmei, în balanțul, în bilanțul firmei. Mie nu-mi place asta cu... Adică nu e completă, trebuie să zici productivitatea cerută, nu productivitatea, pentru că noi așa putem produce chestii, știi? Da, da, da. Productivitate pe piață cerută, știi? Da. Într-adevăr, vine dinspre beneficii, spre costuri. Trebuie salariile că e cerută chestia, că așa producem galos. Nu știu, niște crâne pe care nu le vrea nimeni. Păi producem pe stoc. Da, da. Da, da. Dar mi se pare că economii, inclusiv ai noștri, rămân la productivitate. Domne, ok. Noi înțelegem, știi că... Da, tu ai dreptate să subliniezi chestia asta din cauza că și oamenii care zic hai să vedem ce se mai întâmplă în economie, hai să mai învățăm din știri. Dacă aude doar productivitate, după el se duce la muncă și bate apa în piuă. Hai să produceam. Știi, păi am făcut. Am produs ceva, am fost băiat. Vorba. Uite o chestie care mai trebuia amintită, aia că nu e meritul muncitorului american, că... are leafa aia nesimțită, zice Mises. Nu e meritul capitalului, știi? Capital. Bine, are scule, are alea. Adun în România și o să vezi că îi scade salariul. Ce s-a întâmplat, știi? Era el s-a cam dus, bazat, știi? S-a cam dus acolo. Mises încerca să desfințeze mitul ăsta al excepționalismului american, că la vremea respectivă America era și întâiul manufacturier al lumii. Dacă am dus, acum nu mai sunt, adică tot sectorul de manufactură e exportat în alte părți mai ieftine. Dar da, asta era ideea, că dacă că încerca să explice faptul că acolo nu e, că ăsta, excepționalismul ăsta american e doar un excepționalism, e doar un mit, în sensul că nu sunt muncitorii mai cu moți, ci pur și simplu sunt într-o țară unde este nivelul de trai mai ridicat și prețurile, inclusiv cel al muncii, este mai sus. Și dacă iei muncitorul și îl duci în Italia, zicea el, în Sicilia, o să descopere că, dintr-o dată, cu toate skill-urile lui de american, o să ia bani ca orice muncitor sicilian, dar care știe și engleză. Da, nu că vital. Bine, că și mulți în America știu italiană. Da. Cred că se referă și la patron, nu? Tot așa, nu e... You didn't build that, nu? Posibil. Aveai capitalul... Poate fi ex... existent, tu ca patron american. Parcă zice, nu? Da, zice. Zicește patron. Acum mă gândeam dacă poți să-i răspunzi la argumentul ăsta, să zici, păi da, dar e și meritul românilor că avem neoliberalism mai puternic. Uite, votăm și... Nu? Poți răspunde așa? Uite, muncitorul votăm, american avem neoliberalism, dar a fost capital mai liberal decât muncitorul, nu știu, german sau... Sau muncitorul elvețian a înțeles mai bine niște lucruri decât muncitorul albanez. Poți spune și chestia asta și via procesul politic a votat? De ce nu poți? Pentru că tot lipsește. Deci chiar dacă votezi politici neoliberale sau... În momentul în care patronul respectiv sau muncitorul respectiv din țara, din România, se apucă să facă, să producă ceva, tot are nevoie de o investiție străină, de un capital. Altfel tot va rămâne nou. Care e meritul lui că e deschis către, sau că e închis? Meritul lui ca cetățean, ăsta era, despre era criticat până nu, la Mises. Până, deci, politicile mai întâi trebuie să atragă investițiile străine și după aceea vor reuși să se prospere. Și ele vin dacă el nu e deschis? Da, exact. Da, despre chestiile astea fost mai vorbim în episodul viitor. Pentru că acolo o să se vadă chestia asta că contează, adică da. Apropo de disonanțe, deci noi vorbim aici la nivel quasi-financiar, la partea aia în care ai materiale și bani investiți. De ce se fac unele lucruri și ce preferă populațiile din diverse zone, astea sunt informate de ideile care este episodul următor. Exact. Aici mi se menționează, dom'le, okay, știm că sunt importante investițiile străine. Știm că în anumite țări ele sunt întâmpină un mediu advers. Hai să facem prin ONU sau prin alte organizații internaționale cadrul legislativ. Un cadru legislativ care să depășească legislațiile zice el asta? Da, 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 da.
care, mă rog, nu, zice că am să putea protejeze. Să facem. Ar adică cea mai mare problemă a investițiilor străine este că capitalul străin nu este protejat în niciun fel de... Păi putea avea un onul de ăsta mai liberal, nu? Acu e... Eu știu. Nu știu. Cum e? Este ăla cu globalizarea și de anii săi. Hai să impunem ancapism cu forță. Cam așa lăbă eu. Ce să-l impui cu forța? Că doar... Nu, știi care ar fi o variantă haioasă în care să scapi de instituțiile astea centrale acum care dau un cadru oarecare, care poate să fie bun, rău, îmbunătățibil, poate vă, dacă scapi de chestiile astea, atunci o să ai nevoie de înțelegeri, contracte între niște părți care pot să garanteze, arbitreze, apere. Pe când astăzi așteptarea, bine, pericolul aici, moral e că așteptarea aici, e că... Aici spune că e oarecum tributar faptului că Mises totuși nu este anarhocapitalist. Asta vreau să zic și eu. Da, era mai... Că în anarhocapitalism e ce a spus Alex. Da, scap de instituțiile centrale și atunci instituțiile locale, regionale trebuie să colaboreze între ele și se va genera acest framework din colaborarea respectivă. Chit că se ajunge la un nivel foarte înalt, poate mai interesant decât astăzi. Pe când... Zic că poți avea și instituții centrale. Nu e... Pe când soluția... Dar fără puterile, da, fără puterile. Soluția de minimalistului este hai să alegem o instituție centrală care să reglementeze chestia asta. Auzi, precizare de limbaj. Deci, astăzi ai instituții centrale, pentru că au puteri, și în ANCAP ai putea să ai instituții care centralizează sau care sunt de... La un centru, să nu sunt agresive. Ele sunt puternice și nu știu ce, ca așa, dracu, ce te apare, știi? Dar nu sunt agresive. Asta e nuanța foarte importantă, știi? Ca și cu ONU, că na, nu, imediat ne-a sărit. Cum vii cu ONU? Da, da. Să facă pace. Mize să începe că trăise două războaie mondiale, deci ONU era... Bine, sincer... Da, și zis că scam fleșcăiți. Gărit de naziști. Sincer, era încă perioada în care ONU nu își deduse marile falimente pe față, știi? Adică nu era... Bă, era la început, nu era... E, în 58 încă nu se întâmplaseră Vietnam, încă nu se întâmplaseră Iugoslavia... Că nu se întâmplaseră măcelurile din Africa. Adică era... Încă ONU nu era complet de... Compromis. Complet dat de aruncat. Așa da. Că e vară, nu știu ce. Că acum spune Iranul... Chiar că nu mai ține nimic de ONU. După Srebrenica. Srebrenica, da. Mai discutăm. Uite și argumentul... Ăsta e egalitarist? Poți construi și un argument? Uite, voi ce este? Socialiști, vă place egalitatea? Uite, creează egalitatea asta. Pleacă banii din Spania și vin în România. Deci se creează egalitate dacă asta ți-ai dori. Nu? Imigrația. Și zice că ăștia care tot se apucă să taxeze capitalul în... Vederea redistribuirii lui. E cu conflictul între muncă și capital, știi, având consilieri de ăștia marxiști pe acolo, a început și el capitalul face și drede, știi. Pe lângă faptul că își mănâncă din semințe, asta apropo de înțelepciunea populară, da, care zice să nu te atingi niciodată, sub nicio formă, de semințele pe care trebuie să le pui în pământ pentru recolta de la anul, da, asta este ceea ce se întâmplă atunci când te apuci să taxezi capitalul, mănânci din semințe, evident că o să sărăcești pe termen lung. Dar nu e la asta, e și drama, știi? Da, da. Lui o să-i meargă bine, probabil are șanse și să ia prezidențial. Nu, dar sunt mulți, mulți socialiști de rând care susțin chestia asta, nu? Eat the rich. Toată lumea, nu? Păi, asta zic. E ok, eat the rich. Bun. Și? Ce se întâmplă după aia? Chiar scap de bogați. Eat each other. Nu, cum era aia? Că există riscul să ți se împlinească, știi? Da, există riscul să se împlinească chestia asta. Să scap de bogați. Da. Ce o să se întâmple? O să fim toți între noi, săracii. Nu, nici măcar asta. Dacă ar fi asta, hai să zicem că erai un psihopat care egalitarist. Nu, nici măcar asta, că o să rămână ierarhia. Dacă doar că e politică, nu e... Fii capitalul străin departe,
va trebui să ții populația țării tale și mai departe. Nu. Înăuntru, obligat. Pentru că mi se spune, în momentul în care nu mai ai capital, nu ai investiții străine, nu ai capital la tine, nu ar fi granițe, să zicem, între state, lumea s-ar duce acolo unde este capitalul și unde ce munca lui este... Asta e o... Și a devenit și prorog, mi se spunea. Dacă n-ar fi granițele astea, 20 de milioane de din Argentina de acolo, ar să aduce în America acum. Nu chiar, că mai sunt și alte motivații decât astea monetare, dar mulți. Da, celelalte fiind acelea. Nu, dar e foarte tare formularea asta. Dacă nu-ți vine capitalul la populație, pleacă populația după capital. Iată că nu merge argumentul ăsta al stimulentelor, că e român cu tine, știi? Că ziceai, nu, că sunt atras de drumul taberei, aici am crescut, m-am născut. Păi, e român cu tine, știi? Plecăm toți. Păi da, Argentina, știi? Ce facem? Săpăm, luăm drumul taberii la pachet? Drumul taberii nu, dar e român. Scoste e... mult check-in-ul. E spiritul de drumul taberii. E spiritul. Da. Deci nici măcar problema asta nu mai. Nu, dar e într-adevăr un punct pe care l-a atins Gabi Adinaur, care merită subliniat, pentru că se discută foarte mult pe baza lui. Majoritatea controalelor de imigrație se bazează exact pe faptul ăsta, că vin imigranții și scad prețurile, scad salariile. Scad, păi de ce? Păi pentru că dintr-o dată e mai multă lume dispusă să facă joburi pentru... Adică crește oferta, scade prețul. E aceeași, e același principiu economic. Și de fapt, într-o lume liberă, asta e că noi vedem, ne obișnuim atunci când discutăm, sau majoritatea lumii atunci când se apucă să discute economie, nu înțelege, am mai povestit eu chestia asta odată, nu înțelege faptul că e un conglomerat de forțe care se opun și care sunt în continuă mișcare. Și pentru că nu înțeleg chestia asta, tind să pună stop, să oprească artificial una dintre cele două chestii. Ce zicea Hazlitt? Ca să poată să discută. Vezi doar da, o ca parte. Să poată, da, ei sunt și ca să poată să-și imagineze. Și unul dintre lucrurile astea este aproape universal pe suprafața Pământului, dreptul de a munci, care e, de fapt, nu este drept în sine, ci un privilegiu acordat de statul al cărui cetățean te regăsești, care are ca scop să oprească declinul ăsta de declin de... Uite că e interesant, că nu știu dacă e per total, dacă se manifestă în felul ăsta. Deci, Mises spune în felul următor, că creșterea investițiilor pe capul cetățeanului îți crește nivelul de trai. Da? Și că există teoretic, asta ar putea să te ducă cu gândul că dacă îți crește numărul de cetățeni, îți scad investițiile, per capita. Per capita, da? Dacă doar numărul și practic ai spune că scade nivelul de trai. Dacă vin, deci ai putea spune că dacă vin imigranți, îți scade nivelul de trai, dar nu este adevărat asta, pentru că el de fapt nu spune că gradul de investiții per capita este strict dependent. El a spus așa: creșterea gradului de investiții per capita își generează creșterea nivelului de trai, da? Pentru că ce se întâmplă dacă vin emigranți, scad salariile și dintr-o dată nivelul de trai rămâne oarecum constant, pentru că prețurile în sine ar trebui să meargă în jos. Costul rămâne mai mic, se produce. Nu scad investițiile, cresc investițiile. Economisind resurse. Dacă nu ar mai investi, așa. De exemplu, covrigăria Luca. Așa. Dacă... Să zicem că mai vin un milion de napalezi. Așa. Dacă nu ar mai face noi covrigării, așa, ăia un milion nu ar mai produce nimic. Nu, dacă nu s-ar mai și investi capital care să meciuiască
oferta de muncă. Oferta de muncă. Am devenit mai săraci. Că iau 1 milion, o să fie săraci aici în România. Nu, argument. Nu, ei întâi dau deoparte săracii noștri. Nu, ideea este... Păi noștri nu vin să muncească pentru că le se par salariile mici. Păi, ideea este că noi avem capital, noi acum la ora actuală avem capital investit în România mai mult decât în forță de muncă. Hai să o luăm altfel. Asta e. Covrigăriile... De-aia vine aia cu aceea, ca să umple golurile astea. Covrigăriile... ok, am înțeles acum ce spui. Mai spun o dată că a fost important de zis să afle și ei. Da, ceea ce susțineam este că atunci dacă ar veni 1 milion de nepalezi mâine în România, nu și-ar găsi locuri de muncă, nivelul de trai nu ar crește, ar scădea, conform formulei lui Mises, din capitol. Dacă celelalte ar rămâne aceleași, da. Da. Atunci când vin nepalezi în România la ora actuală, este tocmai pentru că deja avem capital investit, avem covrigării Luca, de exemplu, care nu-și găsesc forță de muncă. Capitalul este, dar nu este un om acolo care să folosească acest capital. Există cerere, există capital investit, dar nu exista oferta de muncă. Da. Cred că argumentul liberal e că și economisești plătind salarii mai mici. Înțelegi? Da, economisești normal. Și crezi investiții în altă parte. Da. Deci Luca, nu știu, de construcții de mașini sau de nu știu ce. De ce? Pentru că plătește până mai puțin decât îi dau unui român. Și pe ansamblu, deci dacă privești pe termen lung și asta, nu crește standardul. Pe termen scurt scade. Da, dacă îți vine 1 milion, scade. Dar pe termen lung crește. Da. Dacă, să zicem, vin respectivii oameni și pur și simplu... Bine, cred că e și o chestie empirică de cât cu cât, știi? Da, cât economisezi? Că ea câți vin, știi? Dacă îți vin 1 miliard și economisezi 5 oameni, hai să mă... Bun, și înainte de a încheia povestea din capitolul ăsta, ar mai merita să ne mai oprim asupra unui lucru. Și anume, Mises se numere așa pe scurt, ce oprește acumularea de capital dintr-o țară. Și aici, când vorbești de acumularea de capital, nu face diferență între investiții străine și investiții autohtone, spune doar acumularea de capital. Da? Și începe și dă în următoarele. Taxarea. Chiar prezintă un caz paradoxal. La vremea respectivă, America era vârful lancei și spune că în America firmele erau taxate pe profit, după care, chestie care apropo se întâmplă și în România, firmele sunt taxate pe corporațiile, profit. Corporațiile, dubla taxare. După care dividendele sunt și ele taxate încă o dată. Practic banii ăștia n-ar mai trebui să fie taxat. Să nu mai vorbim de faptul că dacă mai ai și TVA pe ceea ce consum, mai plătești și a treia taxă, dar asta... Și dacă cumva îndrăznești să-ți cumperi o mașină de banii ăștia, o plătești și pe a patra. Stai, paranteză. Ca să fie și emoțională problema. Deci tu vrei să mănânci? 9% vin la noi. Vrei să-ți iei altfel de lucruri, bunuri, nu știu ce? 19% vin la noi. Ai lovit mașina... Trebuie să-ți cumperi piese? Ghinion, 19% trebuie să vină la noi. De ce? Că s-au plimbat banii. Dacă îi ții pe loc, nu-ți luăm taxe. Dacă ai mișcat banii, ghinion. Zici că sunt hoți la drumul mare. Cum și zice. De pe ce e mișcarea? Așa. Deci spuneam că dădea în taxe și prezenta acest paradox că, de fapt, pentru fiecare dolar sau pentru fiecare dolar de profit. Pentru fiecare dolar de profit, așa, mersi. Pentru fiecare dolar de profit, doar 7 cenți ajungeau la proprietar într-un final, restul se extrageau prin taxe. Și tot America fiind mare și cu tradiție și cu multe industrie, tot reușeau acumulare de capital și din ăștia 7 cenți la dolar. Deci spuneam că taxarea e una, tarifele și protecționismul sunt alta, da? Faptul că tu te apuci și faci intervenționisme și ajuți, de exemplu, niște produse care nu sunt competitive să supraviețuiască pe o piață internă, sărăcindu-ți astfel consumatorii. Le scazi nivelul de trai și, practic, ce se întâmplă aici? Se irosesc niște bani.
ar putea să fie niște bani care să fie acumulați, ar putea să fie economisiți de toată lumea. Da? Dacă eu în loc să cumpăr covrigi de 2 lei în fiecare zi, aș cumpăra covrigi de 1 leu, la finalul anului aș avea 365 de lei depus la bancă, care împreună cu ea 365 de lei al lui Gabi și cu 365 de la Costel și cu 365 de la Alex, sunt deja aproape de 1300 de lei care poate să meargă într-o investiție undeva. Da? E treaba băncii să le găsească loc de investiție. Da? Tu pui prețul protecționist la făină, să fie făina făcută doar din România, prin urmare, covrigi 2 lei. Ok, asta ar fi una, o variantă în care intervenționismul și protecționismul poate să îți împiedice acumularea de capital. Lipsa industrializării, da? Nu lași străinii să cumpere, să facă investiții, să deschidă fabrici la tine, că vrei să prin noi înșine, sau cum zic indienii, da? Bun, prin urmare nu ai. Nu ai industrie, nu ai nici prosperitate, nu ai nici acumulare de capital. Ce face industria în sine? Producție în masă, da? Cresc profiturile, profiturile după aia se pot transforma în economii, economiile se pot duce în acumulare de capital. Bun. Ce mai zice el aici? Ia, stai, mică chestie. Deci zice, că exact la străinii. Păi da, dar ăștia acumulează capital, corporațiile astea străine acumulează capital și îl scot, îl iau de aici. Poate ar trebui ca oamenii să întrebe, dar de ce îl iau de aici? De ce au venit prima oară cu el și după aia de ce îl iau? Că poate ar trebui să fie atractiv să-l țin aici, să-l să roleze banii aici. Dacă votăm pe altcineva la 4 ani, o să se rezolve. Pentru că fondii al lor, știi? Bine, sau că ei au venit cu el și... Eu ziceam cum îl face să fie atrăgător. Să... Ce zicea Alexandru, argument economic. Ei trebuie. Păi la ce trebuie? Trebuie la alte treburi. Nu, că altfel nu-l lua. Lăsa acela. Așa. Alte lucruri în care dăm mizes. Am nevoie, știi? Alte lucruri în care dăm mizes, care împiedică acumularea de capital, este... sindicalismul, sunt sindicatele. Care e o formă de protecționism, de fapt. Care e doar o formă de protecționism asupra forței de muncă și, bine, problema lui pe care o are cu sindicatele e una care la noi în țară nu prea s-a simțit. Practic, în Statele Unite, sindicatele în sine au avut în unele dintre state oarecum carte blanche să facă mineriade. Cu aia care nu vreau să fac parte din sindicat. Ca să fie cât mai pe înțelesul românului. Și chestia asta era cu complicitatea politicienilor și a forțelor de ordine. Da? Ok. De fapt, asta e problema. Asta e una dintre marile probleme pe care le are Mizescu cu sindicatele. Au violența. Au legal. Nu e doar că eu las. Nu, după aia, pe partea legală o să vorbim în episodul următor. Ce mai strică sindicatele. Și pe lângă sindicate, da? Deci, uite, el spune aici sindicatele folosesc violență împotriva antreprenorilor și împotriva oamenilor pe care ei denumesc ca fiind spărgători de grevă. Chestia asta s-a întâmplat în Statele Unite în anii 30-40 fără niciun fel de urmă de legalitate. Așa. Și ar mai fi un lucru care pentru români ăsta ar trebui să fie cel mai semnificativ, care împiedică acumularea de capital, e valorizarea monedei. Inflația. Dacă tu trebuie să acumulezi capital în lei, păi foarte bine. Dacă eu aveam 100 de lei strânși în 2020, da? În 2023, mai valorează cam 50 de lei. Ea și acumulează capital în condițiile astea. Da, n-are rost. E firma străină obligată nu să folosească lei. Da. În România, da. În România. Dar ăsta este și răspunsul pentru care scoate capitalul, pentru că se duce în altă monedă. A, chiar căutăm noi. Care nu, asupra căreia nu are guvernul român control să o devalorizeze.
Sau care, na, în termen euro, în termen relativ, e mai... E ceva mai stabil, da. Nemții fiind mai, care un cuvânt greu de spus, sunt mai conservator puțin. Corect, așa. Corect. Dacă îi țineam ăia 100 de lei în euro, de exemplu, acum valorau vreo 70 de lei. Nu e mult, dar a fost o situație specială, da, tu și bunica. Păi nu știu, mai avem ceva. Nu. Să mă închidem. Cu acestea e spuse... Vă invităm să și citiți cartea. Din partea lui Alex Chiriac. Costel Stavarache, Valentin Berceanu și Gabi Munteanu. Noi vă spunem libertate, că e bună decât toate. La revedere. La revedere. Seara bună.